Câțiva pescari au găsit pe malul Dunării la Galați un morun de aproape 2 metri, mort. Peștele avea burta tăiată și fusese lăsat fără icre, apoi aruncat în Dunăre. Cel mai probabil, braconierii au fost interesați doar de caviar și au vrut să scape de morun, de teamă să nu aibă implantat un chip de monitorizare. Specialiștii spun că un morun de asemenea dimensiune are cel puțin 15 kg de icre, iar prețul pe kilogram este de aproape 1500 de euro. În România, prohibiția la sturioni a fost legiferată până la sfârșitul anului 2021.